Începem? Bine v-am găsit, dragi iubitori ai cărții, personalități prezente în publicul nostru, personalități prezente și aici, la masa oficială, cum s-ar spune. Pentru lansarea acestui volum de versuri, semnate de Ella Leinard, Explozia cuvintelor. Ella Leinard este o poetă prolifică, foarte, foarte sensibilă, care a mai publicat până acum primul volum. În 2013 a publicat poeme, un volum de poeme numite Versuri. O lăsăm pe autoare mai bine să ne spună. Da, deci este vorba de anul 2013. Volumul s-a numit Poeme. Urmează la editura Coresi, aici unde vă aflați și dumneavoastră. Le găsiți pe partea aceasta cărțile. Sunt Versuri, adică titlul primei cărți este Versuri, tot la această editură Coresi, în 2016. Iar în 2018 Avem timp să iubim și Timpul dezvăluitor și tot atunci o traducere, de fapt revăzută, regândită din poeziile lui Bacovia, primul volum apărând în 1995. În vara aceasta, în iunie, a fost lansarea cărții Iubirea de la rădăcină, care a venit așa către mine ca un dar. A fost un premiu național, premiu Radu Cârneci, la care am trimis și eu, a fost un concurs la care am trimis niște poezii. Și am avut această bucurie extraordinară de a primi acest premiu, care a însemnat tipărirea unui volum la editura Fast Editing. Iar acum această carte, Explozia cuvintelor, ea a fost scrisă între anul 2017-2018. Așa s-a întâmplat, a trebuit să stea mai întâi din pricina mea în sertar, după aceea din pricina lui COVID. Și iată că destinul așa a vrut, astăzi ne aflăm aici să o lansăm în lume. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Goci, că sunteți alături de mine, nu m-ați lăsat la greu, și domnul Gruia, vă mulțumesc foarte mult, și editurii Coresi, care m-a primit din nou, de fapt a primit din nou poeziile mele. Iar dumneavoastră, că sunteți aici, că ați lăsat orice fel de altă treabă atât de importantă, a lumii nebune, și că ați ales să fiți aici pentru o clipă de poezie. Mulțumim poetei Ella Leinard. Se aude până în capăt? Da? Ne bucurăm. Așa mai jos, ca să se... Deloc? Se aude acolo. Așa, ca să aflăm două păreri avizate, ofer microfonul celui care se află, domnului Aureliu Goci, care e chiar lângă mine, și iată. Mulțumesc. Cunosc mai de mult poezia doamnei Ella Leinard și am intuit că domnia sa scrie o poezie de elaborare, contrar celor ce ne spune titlul, definiția exactă însă o dă în afirmațiile sale teoretice. Citez, poezia e o aventură complexă, de plin răsplătitoare a creierului, uneori inima se face mai simțită în acest parteneriat constant al ei cu creierul. Întotdeauna în fundalul acestui gând pictural se află cititorul, și semnează Ella Leinard. Este o poezie de meditație și
de catifelare, ca să spun așa, a ideilor, o poezie care potențează autenticitatea sentimentelor. Sentimentele nu pot ieși fără expresie, adică ele nu pot exista în afara cuvintelor. Mă plimb printre cuvinte cu suplețe, pentru că nu îmi simt trupul, l-am înlocuit temporar cu un cuvânt a cărui tandrețe se revarsă asupra spațiului din jurul meu, expandându-l în acest prezent de grație. Iată, în această poezie foarte concentrată, este vorba numai de sentiment, de cuvinte, cum să spun, extrem de semnificative în sensul lor original. Suplețe, tandrețe, grație, acestea sunt cuvintele cheie pentru întregul volum, pentru veridicitatea sentimentelor. Aș putea să risc să spun că tema principală este iubirea, dar autoarea nu scrie explicit despre dragoste, ci meditează în jurul conceptului de iubire, conexată mai degrabă cu natura. În acest sens se observă că în versurile autoarei plouă mai rău ca în Bacovia, dar fără intenția de depresivitate, aici este nota, pentru că versurile ființăm în poezie într-o vară puternică, cu aparență de eternitate, o experiență înfloritoare și puternică. Cuvântul care, cu cea mai mare frecvență din toată cartea, am pus calculatorul să numere, este timpul. Timpul apare de cele mai multe ori, însă, ceea ce e interesant, că are o mulțime de conotații, fără conceptul referențial direct, care este preluat de alt cuvânt, clipă. Clipa exprimă mai repede timpul decât cuvântul care exprimă conceptul. Autoarea are această tendință, și care este o notă de originalitate, să conceptualizeze viziunile și chiar să se introducă în cursivitatea textului. Iată, în față, nu, ce vă voi citi nu este un text, o poezie de dragoste, ci o poezie despre dragoste. Iubirea se adună în fiecare trecere a timpului. Cât timp ne aflăm în timp, se adună în propria ei construcție, crescând spre ample spații în același timp. Următoarea trecere o sporește surprinzător, îi îmbogățește tinerețea și înaltă flacăra, care chiar dacă coboară nu se stinge, se înalță din nou, autohrănindu-se spre depărtări nebănuite. Rămâne, vedeți, o anume nuanță de mister în poezie și această tendință de a conceptualiza sentimentele care nu au naturaleța și spontaneitatea, eu știu, gesturilor de altă dată. De altfel, totul la autoare trebuie citit într-o altă cheie. De exemplu, imaginează o schiță de tratat. Este un text care nu suferă deloc de aridicitate. Dimpotrivă, propune niște asocieri insolite, foarte poetice, și chiar o rezoluție filozofică, o meditație despre sentimente, care le exprimă mai atenuat, cețos, nu direct. Autoarea se fundamentează pe un instinct teoretic și pe pornirea paradoxală spre conceptualizare, fără a cădea în uscăciunea excesivă
care mai apare uneori în alte texte. Iată, deci cum vă spuneam, în loc să ne spună un cântec de dragoste, ne spune, citez, este o diferență totuși între iubirea de divină, care se revarsă generos și egal asupra tuturor, și cea mai altruistă iubire a omului, care nu renunță la criterii. Omul nu a învățat încă să gândească cu inima și în același timp să iubească cu mintea, pe același contur. Deci, reversibilitatea genetici, genezelor sentimentelor se poate vedea și de aici. Aș spune că meditația asupra sentimentelor nu duce la aridicitate, cum spuneam, dar este un pas spre poezia filozofică, echilibrând cumva balanța între sentiment și chipzuință. E un fel de luptă pentru semnificație, cum spunea un alt poet în altă parte, o luptă pentru semnificație împotriva gratuității și a neantului care ne înconjoară. Poezia își asumă comunicarea și confesiunea prin dăruirea sa totală. Doamna Ella Reinhart se reprezintă, spune, ca identitate spirituală, prezență lingvistică și creativitate personalizată. Mă gândesc că e prea lung, v-aș fi citit un poem care mie mi-a plăcut mult. O să citesc eu dacă îmi spuneți. O poveste se numește. Ceea ce pot spune că autoarea este un autor complex, s-a încercat și în dramaturgie, în proză publicistică, practicând formulele clasice, dar dedicându-se și inovațiilor și experimentelor. Însă textele sunt deschise pe mesaj conotativ și elaborate cu austeritate. Aș putea spune într-o singură frază concesivă, concluzivă, că doamna Ella Reinhart scrie o poezie de dragoste. Am dat o definiție. Care absorbe trăirea emoțională, am spus alt concept, și într-o proiecție spirituală, am spus alt concept, o poetă care adaugă la meditația sentimentală adâncimea, profunzimea trăirii, cristalizând și autenticitatea și adâncimea. Mulțumesc! Mulțumim domnului Aureliu Goci, distinsului nostru critic literar. Și apropo de experiment, citez poezia Explozie, care, da, tocmai că ați spus despre experiment, și voiam să vă și arăt cum se prezintă pe foaie, pe pagină. Poezia Explozie, un experiment. Gândirea mea a sărit în aer altfel și adunăm literele și recompunem două, trei cuvinte. Foarte frumos. O am aici. O am aici, am găsit-o. Nu o să citesc acum poezia sau poeziile pe care mi le-am selectat. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Lucian Gruia, cu aceeași rugăminte să vorbească în microfon, să țină microfonul puțin mai jos ca să se vadă și din public ce vorbiți. Să facem pauză. Ne trebuie să facem pauză.
așa cum am mai spus și altă dată, după părerea mea, există două feluri de poezie. A aparențelor, banală, nesemnificativă, și una a esențelor, care își pune și chiar răspunde la marile probleme existențiale. Poezia esențelor poate fi și ea de două feluri, ermetică de idei și care necesită o decriptare hermeneutică, și una simplă, dar profundă, în aserțiunea lui Brâncuș, care afirma că simplitatea este o complexitate rezolvată. Poezia Elei Leinart este o poezie a esențelor, o poezie de idei. De aceea este scrisă în ritm și rimă libere, pentru a nu constrânge meditația. Ba mai mult, aș zice că poezia ei este gnoseologică. Poeta meditează asupra noțiunilor de gând, cuvânt, și chiar dă o definiție a poeziei. Să cercetăm succint aceste aspecte în volumul Explozia cuvintelor. Gândurile sunt tăceri nemanifestate, care cuprind în sine toate cuvintele. Sunt imateriale, ca și starea nemanifestată a universului în gândul lui Dumnezeu înaintea facerii lumii. Cuvintele rostite exprimă deja o lume concretă, imaginabilă și care poate lua forma unei cărți. Gândurile sunt primordiale, iar cuvintele manifestările lor. Citez: gândurile seamănă cel mai bine cu sentimentele, au propriul lor temei și sunt imateriale, siluete suple și elegante. Cuvintele sunt cea mai vizibilă auditiv-materială traducere a lor. Cartea devine cea mai imaterial-materială formă pe care o pot lua. Veacurile viitoare le vor dezvălui valențele încă îmbrățișate de mister. Dar și Dumnezeu gândește. Ca și la Blaga, demiurgul instituie o cenzură transcendentă și nu putem cunoaște lucrurile în sine. La Ela Leinart, Tatăl nostru Ceresc a creat o aură de protecție a lucrurilor ca să nu le putem cunoaște adevărata substanță. Este o dimineață mai frumoasă decât altele. Îmi pare că Dumnezeu a coborât o aură de protecție pe deasupra lucrurilor ca să nu ne dea prin gând să privim în adânc, să duci de luminosul exterior, să plutim pe el până în amurg, astfel pericolul va trece, din nou a trecut cu ajutorul lui, gândul lui Dumnezeu. Creația reprezintă plusul de sens pe care îl dăm lucrurilor și poartă acum ele, lucrurile, amprenta noastră. Citez: plusul de sens este cel pe care avem libertatea să îl dăm lucrurilor, iar ele cresc sau scad datorită sensului adăugat. Prin creativitatea noastră, însăși viața devine astfel creația pe care ne putem pune semnătura, plus de sens. Gândurile au viața proprie și se pot îmbolnăvi, au nevoie de tratament, dar cel mai bine se descurcă prin forțe proprii, în lipsa noastră. Citez: gândurile nu au întotdeauna miros frumos. Cele de astăzi atârnă neglijent la capetele raționamentelor de ieri, ca niște franjuri de șirați. Nelămurite pe deplin, neduse până la capăt, gândurile speră că își vor rezolva singure propria dezordine, poate mai bine în lipsa noastră. O altă temă abordată de Ela Leinart o constituie trecerea timpului, condiția noastră de ființe muritoare. Trecerea ireversibilă a timpului este văzută devastatoare pentru ființa umană și cu seninătate, dar cu seninătate mioritică. Citez: decorul tuturor întâmplărilor, întâlnirilor, iubirilor, lacrimilor și bucuriilor este timpul, generos sau contratimp, ceea ce suntem, ceea ce a fost și este, e posibil datorită timpului. Prin el ne-am construit și ne-am clădit amintirile și tot ceea ce a meritat să fie mereu și cu noi. Timpul de cor. Iubirea la autoarea noastră nu este senzuală, ci spirituală. Aseară iubirile m-au ținut de mâini și au ancorat ochii în ochii mei,
mi-au schimbat frisonul în căldură, mi-au însoțit și sprijinit alunecarea să nu o lase să mă piardă în cădere. Mângâierea lor m-a legănat, mi-au descântat, dacă era de ochi cumva, al toamnei vânt l-au destrămat cu iubirea de mână. Poeta are câteva scurte distihuri cu iz de maximă. Iată un exemplu. Înălțimea la care ajunge gândul este susținută de trăinicia solului gândirii, intuiție. Gândirea înaltă, profundă, trebuie să se bazeze pe o cultură vastă. Alt citat. Iubirea e înfiptă în spirit, doar spiritul se poate retrage de pe ea, iubirea. Fără să știe, aici Ella Leinart surprinde esența doctrinei filozofice indiene Samkhya Karika. În această doctrină, natura se contopește cu spiritul, ajutându-l să evolueze spre regăsirea de sine, după care spiritul se separă de natură însingurându-se. În concluzie, poezia poezia profundă a Elenei Leinart incită la meditație. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Lucian Gruia. Este deschis microfonul. Avem o problemă tehnică. Sunetul se aude direct acolo. O să vorbesc puțin mai tare. O să citesc câteva poezii înainte de a da microfonul autoarei însăși. Așa. Iată, vorbeam despre o poveste despre care pomenea criticul Aureliu Goci, domnul Aureliu Goci. O clipă. Este o întindere ca o mare, pe ale cărei sclipiri călătorul își poate imagina orice poveste și care se întâlnește prima cu soarele dimineața. Este o cărare care deodată pare că se îngustează și tocmai pe marginea prăpastiei sau pare că dispare într-o pădure sau înghițită de ape. Se poate numi o poveste a unui șirag în care despre fiecare mărgea se poate spune că nu este alta mai frumoasă ca ea. O întâmplare a devenit între timp o poveste. Și tot despre... Spunea cumva domnul Goci despre spațialitate? Nu o să o citesc pe aceea. Din trecut, apropo de timp, care se regăsește în foarte multe dintre poeziile Ellei Leinart. Timpul care se mișcă nu merge întotdeauna în urmă. Se întâmplă uneori, chemat, să vină mai repede decât ne-am așteptat și să se întâlnească la o răscruce de gânduri, instantanee de trecut, prezent și viitor. Port uneori pe umăr, ca sol de pace, pagini de trecut, imagini sculptate în oglinda timpului. Exercițiu mental. Sunt momente ale zilei când mental sar peste întâmplarea aparținând prezentului continuu, care tocmai are loc, imaginar punând pasul pe celălalt capăt al timpului ei, astfel anulând-o împreună cu toate personajele care ar fi construit-o cu toate cuvintele lor. Istorie. Atunci când plâng pâraiele de munte, iute trecând peste pietriș, statornicind malurile, credem că plânsul lor e spontan, abia pornit, odată cu topirea zăpezilor,
dar ele s-au născut odată cu munții, care în fiecare zi urcă mai aproape de cerul de care se sprijină uneori, dând pământului pe care punem pasul următor stabilitatea. Mulțumim! Cedez microfonul. Da. Da. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mă bucur că nu a trebuit să citesc eu. Pentru că eu cred că poezia, și mă bucur că acest lucru îl veți face dumneavoastră, trebuie citită în liniște, în taină și în singurătate. Și veți face acest lucru și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim! Dacă este cineva din public care ar dori să spună câteva cuvinte, invităm la microfon. Nu cred. Dacă nu este nimeni care să spună câteva cuvinte, atunci vă invităm la sesiunea de autografe. Mulțumim pentru această prezentare, pentru prezența dumneavoastră aici și vă invităm și la celelalte lansări ale noastre. La revedere!